de luat în discuții și să vedem împreună cu juriștii noștri ce există la regulament privitor la stadiul de pregătire sau antrenament. Mă scuzați, domnul Burchel, că e foarte interesant ce spuneți. Avem și la Universitatea Craiova un caz similar cu Steaua în momentul de față? Adică, adică Papură, domnul Papură, despre care nu știam că este practic declarat antrenor principal în acte la dumneavoastră la federație, este cum ar veni Leo Strizu, iar Neagoi este Mihai Pintili? Nu cred. De asta nu, încă nu stăpânesc toate datele problemei. Așa pare, domnul Burchel. Nu. Este vorba despre licențe calificare, este vorba despre funcție de antrenor principal. Cazul Neagoi, de fapt, nu e un caz. Deci oamenii sunt calificați, oamenii sunt licențiați, doar că sunt în momentul de față într-un proces. Fostul club angajator sau clubul actualmente angajator, Universitatea Cluj, și antrenorul lor principal sunt într-un proces și așteptăm să se regleze lucrurile. Da. Dar cei de la Craiova au decis corespunzător, pentru că la momentul la care au reziliat cu Mirel Rădoi, au avut termen 30 de zile să găsească un antrenor. Ori oamenii, neavând antrenor, au antrenor în momentul de față, nu mai există probleme de interimariat, pentru că... Îl au în acte pe domnul Papură, înțeleg. Da, au antrenor principal, conform regulamentelor, ei au antrenor principal. Păi domnul Papură, păi și domnul Neagoie ce e atunci? Domnul Neagoie, probabil că va semna un contract cu CS Universitatea după ce se termină, după ce Comisia de Disciplină va da o decizie în acest sens. Păi și nu sunt și ei, domnul Burchel, nu sunt și ei în ilegalitate. Papură a fost în cantonament să conducă antrenamentele. Nici pe bancă nu l-am văzut. Neagoie măcar a fost în tribună. Asta, sincer să fiu, nu știu ce să vă răspund la asta. Știu că în momentul de față trebuie neapărat să așteptăm pentru clarificarea situației lui Eugen Papură, să așteptăm comisia de Eugen Neagoie. Eugen Neagoie. Am înțeles, până în momentul de față contractul Eugen Neagoie nu este înregistrat. Nu avem un contract. Situația nu poate fi pusă sub discuție, conform regulamentelor în vigoare. Am înțeles. Și așteptăm, așteptăm, era poate altceva dacă, și CSU Craiova plecau într-un stagiu de pregătire fără oameni calificați și fără diplome și fără mai știu ce. Poate era o problemă. Da. Dar în cazul ăsta, regulamentele sunt respectate. Bine, mulțumesc mult, domnul Burchel. Vă mulțumesc pentru clarificări și pentru lucrurile interesante care ni le-ați spus. A fost Lucian Burchel, directorul școlii de antrenori de la FRF. Bun. Așa, hai să vorbim puțin despre Mihai Pintili. Eu lucrurile le văd în felul următor și v-am zis, chiar puțin îmi pare rău că fotbalul rămâne... Bine, n-a fost chiar așa de mult fotbal nici ieri la Sibiu și asta e adevărat, dar fotbalul rămâne pe plan secund pentru că numai la noi în România avem și discutăm despre trei echipele lui Dinamo, numai la noi în România discutăm despre două echipe ale Rapidului sau chiar trei așa, despre două echipe ale Craiovei. Numai la noi în România cred că avem această nebunie că Faru Constanța, liderul campionatului, dacă ia campionatul momentan cel puțin, nu poate juca în cupele europene, iar CSEA Steaua, dacă câștigă Liga a doua, nu poate să promoveze. Numai la noi discutăm despre antrenori care n-au documente, dar antrenează bine mers. Iar tot felul de, scuzați-mi expresia, nu pot să le spun altceva, chiar dacă sună jignitor, tot felul de domni care acceptă statutul de marionete sunt băgați în față, iar cei care ar trebui sau cei care pregătesc echipa n-au actele, n-au făcut școlile. Deci eu la Pintili văd lucrurile foarte simplu. Mihai Pintili, da, lăsând la o parte discursul lui zgomotos și exagerat, așa, eu îl înțeleg, ca om îl înțeleg, ca frustrare îl înțeleg. Dar cred că trebuie să se gândească mai bine ce face, pentru că el e prins în malaxorul ăsta și nu o să iasă prea bine până la final. Asta este părerea mea. Noi vorbim de niște lucruri foarte clare până la urmă. Vorbim despre Mihai Pintili, care nu are nici măcar carnet de antrenor. Dar are licența B. Așa, nu contează. Nu mai e carnetul de antrenor.
Așa. Deci Mihai Pintilii, care chiar el spune că va termina într-un an sau un an și ceva școală. Mihai Pintilii, care este supărat că federația aplică regulamentele. Da? Gigi Becali este supărat că federația vrea să aplice regulamentele. Suntem supărați că vrem să aplicăm legea. Despre asta e vorba, pentru că, în esență, lăsând la o parte frustrările de om, chiar îl înțeleg pe Pintilii din punct de vedere omenesc, și că a fost fotbalist care simte că, sau are senzația că, vezi, Doamne, nu este respectat. Îl înțeleg ca om, n-am niciun fel de problemă. Dar, încă o dată, vorbim despre niște oameni care ne spun că albui negru, negru-i alb, da, de FCSB, și că, practic, legea nu trebuie respectată, că, hai bă, lăsați-ne în pace. Cum e, Andrei? E dificil de comentat o astfel de situație. S-a dat o lege, mergem pe ea? Nu, domnule, s-a dat o lege și prima întrebare, dar dacă fac așa? E primul lucru. Bun. Acum, la Mihai Pintilii, eu îl cunosc de foarte mult timp și știu ce fel de caracter este. Ceea ce am văzut aseară nu e Mihai Pintilii. N-are nicio legătură cu el, omul pe care eu îl știam. Nu are legătură... Este un om incitat. Exact. Din toate părțile. N-are legătură nici cu ce a fost el acum două luni, când a declarat foarte clar, în momentul în care l-a fost pus prima oară să stea pe bancă, că el nu va sta pe bancă, că el nu și-a terminat studiile, că el abia acum face studiile. Nu mă mai întrebați de ceva, pentru că eu nu vreau să intru într-o chestie de asta. În două luni de zile, atitudinea lui s-a schimbat complet. Și s-a năpustit asupra cui? Asupra lui Lucian Burchel a fost identificat. Adică acest Lucian Burchel, care, pe de o parte, este singurul doctorand din Federația Română de Fotbal într-un domeniu de activitate. Același Mihai Pintilii, împreună cu conducerea federației, s-a bătut în ultimele 6 luni pentru ca foștii internaționali, jucători care au însemnat ceva pentru România, să poată să intre la cursuri de calificare, adică să-și ia carnetele de antrenor, chiar dacă n-au bacalaureatul. Și Mihai Pintilii, împreună cu conducerea federației, au reușit să facă lucrul ăsta. Iar Mihai Pintilii este acum cursant, deși nu și-a luat bacalaureatul. La fel ca și Croitorul. Nu, stai că nu pot să cred. Păi stai, și atunci de ce? Stai, stop, că nu pot să cred. Deci după ce că e toată telenovela asta și că antrenează fără să aibă licență, practic, nu are nici măcar bacalaureatul luat Mihai Pintilii? Nu. Nu are bacalaureat? Nu. Ok. E, dar pentru jucătorii care au evoluat în echipa națională un anumit număr de meciuri, Federația Română de Fotbal i-a categorisit categoria 1, categoria 2, i-a inclus în niște ierarhii, s-a dus și a făcut lobby la CNFPA, la Centrul Național de Formare pentru Antrenori, în toate sporturile, da? Și a obținut demararea acestui curs pentru acest tip de jucători. Jucători care nu și-au încheiat studiile cu diploma de studiile liceale cu diploma de bacalaureat și care să poată să urmeze cursurile să devină antrenori, neîncălcând nicio lege. Da? Bun. E, în situația asta, Mihai Pintilii iese la televizor și spune ce a spus despre cel care până la urmă încearcă să-l ajute, chiar dacă este impopular în momentul ăsta. Este ca și cum te-ai supărat pe părintele care te ceartă că nu te duci la școală, dar face toate demersurile ca tu să poți intra la o școală. Nu, la o facultate și n-ai terminat școala. Sau așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu recunosc pe Mihai Pintilii, dar pot înțelege sub ce presiune se află acolo, în locul unde este angajat să facă ceea ce face. Aștept să lămurească singur odată cu trecerea timpului și normal că dacă aș fi în locul lui Lucian Burchel după un timp, aș cere și să-și ceară scuze pentru ce a spus aseară. Pentru că eu știu cât bun simț are Mihai Pintilii, l-am cunoscut, am stat cu el la echipa națională, l-am cunoscut și înainte de echipa națională, îl știu de pe vremea când juca la Pandurii Târgu Jiu și aveam o impresie extraordinară despre el. Îl știu ca om, nu este el acesta și cu siguranță își va da seama de eroarea care a făcut-o și cu siguranță își va cere scuze. Da. Adică cum vezi situația? În două vorbe.
Asta cu antrenorii mă depășește puțin, doar că îl cunosc pe Mihai Pintili. Cred că a făcut o greșeală aseară, ieșind și s-a luat de Lucian Burghel. Cred că Pintili are un drum foarte bun ca antrenor. Am vorbit și cu mai multe persoane de acolo, au încredere în el. Se vede că face, este pe drumul cel bun, dar cred că și ar trebui să urmeze o cale mai ușoară, să stea în banca lui acolo, să-și vadă de lucrurile interne care sunt făcute și cât se poate să ajute clubul. Mie mi s-a părut că a depășit limitele totuși unei apărări decente aseară. Este supus sub presiune, eu știu cum se lucrează la Steaua, am lucrat acolo, poate a scăpat puțin lucrurile de sub control aseară. Da, Robert. Pe undeva e normal, pentru că trăiește acolo sub o presiune imensă. Și euforia victoriei, pentru că să fim serioși, nu revenind și la strig la fotbal, Steaua nu joacă mare lucru. FCSB-ul aseară câștigă cu un gol norocos toată lumea. A câștigat. Da, și spune și el la un moment dat, domne, mai bine să joc așa, să iau 3 puncte. Dar e clar că Pintili nu este acel Pintili pe care noi îl știam din postura de jucător al Stelei, capitan de echipă, jucător la echipa națională și așa mai departe. E greu, e o postură delicată și pentru el jenantă de multe ori, pentru că am văzut și aseară. Ei încearcă să mascheze un lucru care îl știu și cei care nu sunt vorbitori de limbă română sau suferă de dezlipire de retină. Lasă un loc liber între el și Strizu, să face că vorbește cu Filip tot timpul, la pauză mai întârzie puțin. E tardiv și târziu. Dacă vreau să mascheze cumva lucrurile astea, nu declara nici patronul, nici managerul de acolo, nu declarau că gata, domne, hățurile sunt la Pintili. În partea cealaltă mi se pare și cred că va fi posibil Neagoie să mai piardă un meci, două la Craiova, Papură să fie demis și instalat cu acte vizate la Federația Română de Fotbal noul antrenor Eugen Neagoie. Că așa e legal. Păi nu, interimatul eu îl înțeleg. Nu, stai puțin, sau da, se mai poate nu au voie să angajeze doi antrenori principali? Nu, păi o făceau dacă sau e director tehnic. Sau.